Astăzi o să pregătim împreună o tocăniță. Știu că poate pare banal, dar vă promit că o să fie un pic mai diferit decât ceea ce mâncați de obicei. Și alături de mine este Crockpot. El mă va ajuta astăzi să pregătesc această tocăniță. Să nu vă sperie multitudinea de ingrediente. Nimic mai simplu. Tocănița este foarte, foarte simplă și gustoasă, pe măsură. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de 400 de grame de carne de vițel, 400 de grame de pastramă de mistreț, 2 cartofi, 2 morcovi potriviți, o jumătate de legătură de ceapă verde și o jumătate de legătură de usturoi verde, 350 de ml de suc de roșii calitativ, 200 de grame de măsline, 50 de ml de vin roșu demisec, 2 crenguțe de cimbru, o lingură de miere, sare și piper după gust, 4-5 foi de dafin și o lingură de ulei de măsline. Începem prin a adăuga carnea întâi. Ambele tipuri de carne. Adăugăm apoi crenguțele de cimbru și ceapa și usturoiul verde. Urmate de cartofi, morcovi, măsline, foile de dafin, vinul, o lingură de ulei de măsline, puțină sare acum și puțin piper. Bineînțeles, sucul de roșii. Puteți folosi și roșii proaspete. Da? Și nu în ultimul rând, mierea. Pentru a mai tăia din aciditatea sucului de roșii. Bun. Acum amestecăm bine toate ingredientele în crockpot. Toate ingredientele, după cum vedeți, sunt în crockpot. Eu o să pun capacul din sticlă termorezistent. O să-l setez pe funcția high, iar eu o să plec să fac orice altceva și mă voi întoarce când mâncarea este gata. Hai să vedem ce am făcut. Au trecut circa 5 ore. Sunt lihnit de foame. Ia uite, tocănița e gata. Tocăniță cu carne de mistreț și vițel. O minunăție ce e aici. Și puțin sos. Minunat. Să mai adaug puțină boia pe deasupra. Pătrunjel proaspăt tocat. Și nu în ultimul rând, un chips de pâine. Toate acestea merg perfect cu un vin roșu demisec. Masa este servită, ești binevenit!